Bine ați revenit la seria Să ne gândim. Întrebarea precedentă se referea la modul în care trebuie împărțite niște cheltuieli de transport. Așa cum vedeți în desen, atelierele A și B trimit în aceeași zi și cu același camion câte un utilaj identic la fabrica producătoare pentru întreținere. Dar atelierul A se găsește la 600 de kilometri distanță de fabrică, în timp ce atelierul B la doar 300 de kilometri. Iar costul total al transportului este de 12.000 de lei. Pentru restul întrebării, să revedem un fragment din materialul precedent. Și întrebările sunt, pentru că sunt două, prima, care este prețul corect pe care trebuie să-l plătească pentru transport fiecare atelier? Adică cât din cele 12.000 de lei trebuie să plătească atelierul A și cât atelierul B? Și a doua întrebare este identică cu prima, dar pentru cazul în care atelierul B s-ar găsi mai aproape de fabrică, să spunem la 200 de kilometri în loc de 300 de kilometri. Am pus această întrebare pentru că știu că mulți calculează greșit în astfel de cazuri și în contexte asemănătoare cât îi revine fiecarei părți de plată. Și cea mai frecventă greșeală este următoarea. Se consideră că dacă B beneficiază de transport pe jumătate din distanța de care beneficiază A, atunci B are de plătit jumătate din cât plătește A. Adică se consideră că suma totală trebuie împărțită la 3 și A plătește două părți, iar B o parte. În cazul nostru, A face transportul pe o distanță de 1200 de kilometri în total, din ce B pe o distanță de 600 de kilometri, adică jumătate. Ar urma, după raționamentul greșit, veți vedea imediat de ce e greșit, pe care vi l-am prezentat, să se procedeze astfel. 12.000 de lei împărțit la 3 înseamnă 4.000 de lei, așa că A ar avea de plătit 8.000 de lei, iar B 4.000 de lei, adică jumătate din cât plătește A. Dar raționamentul este greșit, pentru că B nu numai că face transportul pe doar jumătate din distanța de transport a atelierului A, dar pe distanța pe care face transportul o face împreună cu A și nu singur, așa cum face A pe jumătate din distanță. Și atunci, pentru a afla cât trebuie să plătească fiecare, trebuie să stabilim un preț pe kilometru și apoi să calculăm separat pentru fiecare etapă cum trebuie împărțite cheltuielile. Să vedem. Cheltuielile fiind de 12.000 de lei, iar distanța totală de parcurs de 1200 de kilometri, înseamnă că avem un preț de 10 lei pe kilometru. Atelierul A transportă utilajul singur pe jumătate din această distanță, adică pe 600 de kilometri, deci are de plătit odată 600 ori 10 lei, 6.000 de lei. Apoi mai transportă utilajul pe tot 600 de kilometri, dar împreună cu atelierul B. Deci pe distanța respectivă, cheltuielile se împart. 6.000 de lei împărțit la 2 înseamnă 3.000 de lei. Așa că atelierul A are de plătit 6.000 plus 3.000, 9.000 de lei, iar atelierul B are de plătit doar jumătate din jumătate de drum, adică, așa cum ați văzut, 3.000 de lei. Deci, în acest caz, cheltuielile totale se împart la 4. Atelierul A are de plătit 3 părți din 4, 3 sferturi, în timp ce atelierul B doar un sfert. Acum e ușor de făcut calculul și pentru cazul al doilea, caz în care atelierul B se găsește la doar 200 de kilometri distanță de fabrică. Acum atelierul A face transport singur pe 800 de kilometri, din cei 1200 cât sunt în total, ceea ce costă 800 ori 10, 8.000 de lei. Apoi,
mai transportă utilajul 400 de kilometri împreună cu utilajul atelierului B. Adică mai trebuie să plătească și jumătate din 480, adică din 4.000 de lei. Deci A plătește 8.000 plus 2.000, 10.000 de lei, iar B doar 2.000 de lei. Concluzia. În cazuri asemănătoare, când trebuie calculat cum se împart cheltuielile sau câștigurile, de ce nu? Trebuie să calculăm separat cheltuielile sau câștigurile individuale de cheltuielile sau câștigurile comune. Altfel, împărțirea va fi greșită. Întrebarea de azi va fi foarte diferită de cea de care tocmai ne-am ocupat, deși va fi vorba și aici despre un mijloc de transport, și anume despre avion. Să vedem! Vă pun întâi două întrebări suplimentare. V-ați gândit vreodată cum e mai sigur pentru un avion să aterizeze, cuvântul din față sau cuvântul din spate? Dar să decoleze. Înainte de a vă pune întrebările de azi, să vedem care este răspunsul la aceste întrebări suplimentare. S-ar putea să vă ajute. Atât aterizarea cât și decolarea se fac, dacă e posibil, cuvânt din față. Să vedem de ce. La decolare există o anumită viteză la care avionul are suficientă portanță ca să se poată ridica. Dar această viteză este măsurată față de aer. Viteza față de aer este cea care contează, nu viteza față de pământ. Dacă notăm viteza avionului față de pistă cu V, atunci viteza lui față de aer, când bate vânt din față, este V plus viteza vântului. Asta înseamnă că dacă avionul are vântul din față, are două avantaje la decolare. Atinge viteza necesară pentru decolare la o viteză mai mică față de pistă și rulează o distanță mai mică pe pistă până când se poate ridica. Viteza mai mică față de pistă înseamnă mai puțin stres pentru trenul de aterizare, pentru anvelopele avionului, iar distanța mai mică de parcurs pe pistă înseamnă siguranță mai mare. Dar la aterizare, cele două avantaje despre care v-am vorbit la decolare există și în cazul aterizării. Odată, viteza avionului față de pistă este mai mică în momentul atingerii pistei, dacă avionul are vânt din față, și a doua oară, distanța pe care rulează avionul pe pistă până la oprire este mai mică. Vă sugerez să vedeți un clip foarte scurt, cu titlul O aterizare foarte scurtă, găsiți linkul în descriere. Veți vedea acolo că în cazul unui vânt puternic din față, un avion poate ateriza practic ca un elicopter, mișcându-se față de sol doar pe verticală. Nici n-are nevoie de pistă de aterizare. Deci piloții avioanelor moderne preferă să aibă vântul din față atât la decolare cât și la aterizare. Și acum cele două întrebări de azi. Prima, teoretic vorbind, poate un avion decola dacă vântul bate din față cu o viteză măsurată față de pământ, evident, mai mare decât viteza pe care trebuie să o atingă avionul față de aer ca să se poată ridica? Și a doua întrebare, tot teoretic, poate un avion decola dacă în loc de pistă el trebuie să ruleze pe o bandă rulantă, ca banda de alergare, care se mișcă față de pământ contra sensului în care vrea avionul să se ridice și cu o viteză mai mare decât viteza pe care trebuie să o atingă avionul ca să se poată ridica. Mulțumesc pentru atenție, aștept răspunsurile. La revedere!